deosebite să faci pentru el. Pur și simplu să te gândești ce îți face plăcere. Începeți de la o discuție sinceră pe care o aveți câteva minute, dacă n-ați avut-o până acum, despre cadourile care v-ar plăcea să le primiți. Să le primiți de la cineva drag. Ce v-ar plăcea? Ce flori? Ce cadouri? Ce obiecte? Ce v-ar aduce bucurie? De fapt, dacă ați merge împreună prin oraș, la cumpărături, v-ați da seama când ochii partenerului, ai partenerei, încep să sclipească de bucurie și se orientează către anumite lucruri. E bine, în momentul ăla, o să întrebi ca să ți se confirme. Ți-ar plăcea așa ceva să primești cadou? Și o să spună, chiar multe femei sunt foarte inspirate atunci când merg cu partenerul la cumpărături și spun, mai, ce mi-ar plăcea broșa aia sau brățara aia sau rochia sau pantofii. Și lasă așa în suspans, nu spune că să-i o cumperi, dar tu ții minte și știi că de ziua persoanei dragi o să-i faci acel cadou. Nu te lua după ceea ce spun prietenii sau colegii de serviciu. Alea sunt plăcerile lor, nu ale partenerului de acasă. Ce ai mai putea să faci? Pur și simplu, într-o zi, să-i gătești, chiar dacă ești bărbat, să-i gătești mâncarea preferată. Să-i inventezi un fel de mâncare, dar vezi cum îți iese să respecti rețeta ca să fie mulțumită. Ai putea să faci ceva care este neplăcut de făcut și pe care partenera ta, de exemplu, îl face zilnic. Acele treburi casnice, nu știu, ceva de...